Cuvântul de această seară este din Apocalipsa, din capitolul 3. Citim de la versetul 1 până la versetul 5. Cuvântul Domnului din Apocalipsa, din capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 5. Îngerului Bisericii din Sardes scriei, Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și dărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale săvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te. Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în sardă câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Amin. Zilele acestea, dacă ați urmărit cu atenție ceea ce se întâmplă în jur, este cu neputință chiar și din surse de informare laică, că s-a ajuns această informație chiar în aceste medii laice despre fenomenul universitar, despre ceea ce se întâmplă în cadrul universităților din ziua de astăzi cu caracter creștin de la o școală, de la un moment de întâlnire, în rugăciune, de a sta în prezența lui Dumnezeu. Atât de puternic s-a dus această stare, această manifestare, încât, sigur, tineretul influențat din alte școli, din alte instituții, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu au intrat în această stare de închinare înainte de Dumnezeu și la ora aceasta vorbim de câteva instituții de învățământ ce în toate acestea se petrece ceva deosebit. Vă mărturisesc că mi-am luat ceva timp să citesc, dacă vrem să fim informați, despre ce e vorba, ce se întâmplă din toate mediile, din toate culturile, din toate uh, stările de educație sau de percepții, uh, părerile sunt, bineînțeles, împărțite. Unii declară fenomenul acesta ca fiind trezire spirituală. Alții declară un eveniment foarte bine pregătit. Alții spun că... Este ceva ce s-a mai petrecut, este ceva ce se predă și să vedem unde se va ajunge, cu ce rezultate, cu ce roade. Se aude cuvântul acesta tot mai des despre este sau nu este o trezire spirituală. M-am uimit. Ca să nu folosesc că m-am șocat de modul în care ajungem să judecăm și să uh, punem tot felul de întrebări în uh, lucrurile acestea sfinte. Și ne dăm fiecare cu părerea și uh, credem că avem răspuns și credem că aducem o optică sănătoasă. Dar vă mă mărturisesc că ne-am luat un timp personal. să închid în mintea mea tot ceea ce am asimilat din alte surse sau din alte resurse și să mă întreb într-un mod autentic pentru viața mea spirituală ce am nevoie și n-am să încerc să dau un răspuns pompos la această întrebare dar vă spun în schimb ce s-a petrecut în inima mea și în conștiința mea și în sufletul meu, analizând toate aceste lucruri, și am pornit la această întrebare, care, de fapt, poartă și titlul acestui cuvânt din seara aceasta: trezire sau întoarcere la Dumnezeu. Trezire sau întoarcere la Dumnezeu. Cuvântul Domnului vorbește în această seară din. Apocalipsa de capitolul 3 pentru noi și Îngerul Bisericii din Sardes, este clar că Îngerul Dumnezeu îi se adresează în Bisericii din Sardes, îi se prezintă în toate majestatea și îi se prezintă cu toate informațiile necesare și îi aduce cuvânt pentru starea spirituală în care se regăsea această biserică. Dacă ar fi să aducem acest mesaj, acest cuvânt ce îngerul a descoperit la situația de astăzi, la ceea ce se petrece în ziua de astăzi printre noi, la modul în care ne uităm în jur la creștinismul, la pocăința, la uh, firma noastră, la ceea ce vreți voi să numiți, mă gândesc că la tot nivelul nostru de cunoaștere și la tot accesul ce-l avem și la toate lucrurile, am fi atât de ofensați, am fi atât de jigniți să ni se spună, știu faptele tale. Și apoi să te pregătești să-ți se spună faptele tale. Și cuvântul ce l-am citit, nu sunt niște fapte care să te măgulească, Adică să-ți ridice eul, să te pompeze, să uh, mai stai să dormi în starea ta, să mai ațipești puțin, spune cuvântul, mai lasă-mă să dorm puțin. Ci dacă-ți pasă cu adevărat de relația ta cu Dumnezeu, sau dacă cel puțin ai început să mergi în această stare de ațipire, de adormire, este cu neputință să nu te loviască spiritual, să nu producă ceva în tine, să nu se întâmple ceva în conștiința ta, în inima ta, când auzi astfel de cuvinte. Și am să le citesc încă o dată. Știu faptele tale, două puncte. Că îți merge numele, că trăiești. Dar ești mort, spune versetul unul în ultima parte. Ești mort. Numai o înviere te mai salvează, numai o trezire din morți te mai scapă. Pentru cel care este totuși în viață sau pare încă mai bate puțin pulsul în, în, în noi, așadar este vorba despre o întoarcere. Dacă nu vrei să rămâi în moarte, ci vrei să te întorci la viață, știu, ești mort. Ascultați, vesetul 2. Veghează și întărește ce rămâne. Este foarte clar că vorbim aici anul cum se spunea câte fratele Iosif de ceva plenar, de a accesa multe binecuvântări. Și tu ești preocupat de ceea ce rămâne. Mai bine spus este nu-ți pasă deloc de ceea ce ai. Tu nu ții cont că, de fapt, ceea ce ai este foarte puțin. Și spune, auzi, veghează, Ca să vechezi înseamnă că trebuie să, să fii trias. Să fii activ, să fii cu capacitățile tale la turație maximă. Și dacă cumva ești într o stare de adormire, înseamnă că trebuie să te întorci. Să faci acea schimbare în tine. Pentru că, altfel spune, nu am găsit nu am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Dacă drumul pe care ai ales să mergi, dacă drumul pe care le îndreptăm nu este un drum recunoscut decât de către Dumnezeu, nu este drumul accesării binecuvântării ce ai putea să o ai, să vezi în fața ta belșug, ci din potrivă, în jurul tău, în preajma ta, în. în consecințe trăirii tale, de fapt se văd fapte care sunt moarte, fapte începătoare, fapte de nivel scăzut, înseamnă că am nevoie și ai nevoie de o întoarcere. Nu mai are rost să mai continui pe același drum. De ce insisti să mergi în continuare pe același drum ca ști că nu-ți aduce niciun folos. Nu ești triaz, nu ești abil, nu ești plin de viață, nu ești în direcția potrivită, ai nevoie de întoarcere, ai nevoie de trezire. Și apoi spune, adu-ți aminte, dar și o să vedem de ce trebuie să-ți aduci aminte. Ca să-ți aduci aminte cu tot respectul. Înseamnă că trebuie să fii dispus în a accepta că s-ar putea ceea ce pretinzi tu astăzi să nu mai fie valoros, să nu mai lucreze, să te ducă într-o stare de somn profundă, de repăsare direcția ta să fie cu totul alta. Și atunci ai nevoie să-ți aduci aminte. Când spui aduți aminte, este acel efort care îl faci cu minte, îl faci cu inima. Este voință, este dorință, este pasiune. Nu, nu mai vreau. M-am săturat de ceea ce se întâmplă. Trebuie să întâmple ceva, dar mai întâi să trebuie să întâmple în viața mea personală. Să știți că aceste cuvinte au fost adresate ca și o imagine chiar și unii au folosit-o ca o imagine ale reformei începută de Luther. Și dacă vă aduceți aminte acest episod din istoria creștinismului, biserica din vremea aceea era o biserică moartă, o biserică puternică ca și instituție, dar din păcate fără de fapte, fără de viață, fără de esență. Slujbe după slujbe, titluri după titluri și lista poate să continue, dar nu avea viață. Era foarte clar pentru oamenii de rând că direcția nu este bună. A fost nevoie, Domnul s-a descoperit acestui mare om numit Luther, care a încercat și a adus acest val de trezire, de întoarcere la Dumnezeu. Și a avut curajul să, recunoască faptele, a avut curajul să puncteze neputințele, să puncteze falimentele, să puncteze slăbiciunile și să cheme prin tezele pe care le-a prezentat la soluția de trezire, de întoarcere la Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus spune, adu-ți aminte cum ai primit, ține și pocăiește-te. Și poate că dau un puțin răspuns la problema aceasta a multora care se întreabă despre fenomenele care se întâmplă acum de trezire, de rugăciune, de cântare, de cuvânt. Aduți aminte cum ai primit, ține și pocăiește-te. Personal îmi place accentul acesta din ultimul cuvânt, pocăință. Dacă sunteți cinstiți cu mine, noi am cam uitat de acesta. Avem atâtea filozofii, avem atâtea teologii, avem atâtea pretenții, știm atâtea lucruri, am ajuns să fim așa de performanți. Poate că ne ținem, încă mai ne ținem de ceva, poate că încă ne mai aducem aminte că sunt frumoase anumite lucruri. Problema cea mare este dacă ne place să ajungem la ultima concluzie, am nevoie de pocăință. Ai nevoie de pocăință. Și atunci când tinerii aceștia merg acum la cazul concret, se roagă și de fapt ei merg și se pleacă în fața lui Hristos, se pleacă în fața lui Dumnezeu și mulți declară că de fapt ei scăiesc păcatele, ei își plâng starea, ei își plâng tinerețea și spun Iisuse, am nevoie de tine. Îmi pare rău de păcatele mele. Îmi pare rău de greșelile mele. Este vorba de o trezire a conștiinței, de o întoarcere la Dumnezeu. Pentru că adevărata trezire și adevărata întoarcere la Dumnezeu nu are cum să fie definită în afară de pocăință. Pocăință. Chiar dacă ești parte dintr-o biserică, chiar dacă faci parte dintr-un val, dintr val, istoric, chiar dacă ești obișnuit cu atâtea și atâtea lucruri, textul cel mai mare care produce schimbarea de sens, care produce schimbarea de mentalitate și de sentiment și de trăire, este pocăința. Și o spun cu multă responsabilitate, pocăința nu are vârstă. Și pocăința nu are formă. Și pocăința nu are uh, nevoie de uh, suportul meu sau de suportul cuiva. Pocăința vine doar de la Dumnezeu. Și când vine de la Dumnezeu, ea își face efectul în viața și în conștiința omului și se produce acea trezire a conștiinței și acea pasiune pentru Dumnezeu și dintr-o dată își vede clar direcția, își vede pasiunea, își vede falimentul, își vede slăbiciunea și se întoarce la Dumnezeu. Cum se petrece întoarcerea aceasta a noastră la Dumnezeu? În primul rând, 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Spune cuvântul că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Dacă te uiți din punct de vedere istoric sau dacă te uiți la teologia viacului care trăim, mulți spun, aia, Dumnezeu, cred că a uitat. Oh, ce viață grea avem acum în biserici, ce atmosferă, ce situații complicate. O, nu cred că mai, mai este oare valabilă făgăduința Lui Dumnezeu? Oare se mai poate întâmpla? Oare? Petru vine și spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Dumnezeu nu numai că vrea să-ți ofere și ți-a oferit făgăduință, dar Dumnezeu vrea să o și ducă la bun sfârșit și Dumnezeu ți-o va da ceea ce depinde de mine și de tine este, spune cuvântul, ci are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară. Și vreau să mulțumesc Domnului din toată inima pentru acest cuvânt. Pentru că acest cuvânt ne dă șansă la mântuire pentru fiecare. Pentru mine și pentru tine și pentru membrii din familia noastră și pentru cei care trebuie să ne rugăm și să convins că tinerii aia se roagă pentru fraților, pentru prietenii lor, pentru neamurile lor, pentru uh, cei din orașul lor. Ne rugăm unii pentru alții pentru ca Dumnezeu în îndurarea lui cea mare să întoarcă la viață. Spune cuvântul și toți, ascultați, aici este testul, e adevărat. Și toți să vină la ce? Dacă vreați de să ziceți, ta, astăzi suntem mai mulți în seara aceasta și mulțumesc Domnul pentru voi. La ce să ne întoarcem? Pocăință. La pocăință. Nu sună contemporan, nu sună deloc bine, dar. Nu sună universitar. Nu e așa complex cuvântul ăsta, dar e adevărat. Trezirea, întoarcerea noastră la Dumnezeu se produce doar cu și prin pocăință. Amen! Dacă ne gândim la întoarcerea noastră sau dacă vrem cu adevărat să simțim și vrem să vedem producându-se această întoarcere și, și această trezire spirituală, va trebui să recunoaștem elanul și dragostea noastră din tâi. Nu să plângem după ele. Fiți atenți! N-am să provăduiesc niciodată un trecut glorios, la mare glorie, slavă, pentru ceea ce a fost cândva. Dar principiul pe care Dumnezeu l-a aduce la minte este nu să plângi după ce experiențe care le-ai avut, nu să plângi după biruințe care le-ai avut, ci să te întorci la principiile care au produs în tine viață. La principiile care au stat la temelia vieții tale, prie de elan, la Principiul vieții tale pline de pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că prin pocăință, prin dragoste aceasta față de Dumnezeu, ai scăpat și ai lăsat în urmă moartea. Când te vedea cineva, numai asta nu putea să spună despre tine, pocăitule. Spunea clar, omul acela este plin de Duhul lui Dumnezeu. Omul acela este plin de viață. Omul acela este plin de cuvânt. Omul acela. Principiul așadar este întoarcerea asta de Dumnezeu, se produce, se face atunci când ne întoarcem la ceea ce Dumnezeu vrea să păstrăm. Spune versetul 2, veghează și întărește. Veghează și întărește. Ca mai apoi spune Aduți aminte, versetul 3 este capitală în această seară. Știți de ce am ajuns să ne pierdem pasiunea, să ne pierdem, să ajungem într-o stare de adormire? Că mă deranjează chestia asta cu trezirea, cu netrezire. Pentru mine eu mărturisesc: Biserica lui Hristos este una foarte trează. Biserica lui Hristos este activă, Biserica lui Hristos este plină de viață, este plină de putere. Biserica lui Hristos trece la lucrurile începătoare și se dezvoltă, se maturizează. Biserica lui Hristos are parte de cunoștințe de deosebite, are parte de biruință. Biserica lui Hristos, spune Apostolul Pavel, este fără pată, fără zbârcitură. Biserica lui Hristos este frumoasă, este puternică. Din păcate, noi, noi adormim în firea noastră, în trăirea noastră, în depărtarea noastră, în modul nostru de preocupări, ocupațiile noastre, ritmul accelerat al vieții, gândurile, toate, toate în loc să producă viață, în loc să producă acea trăire înaltă pentru Dumnezeu, te fac să te târăști de pe o zi pe alta. Și atunci trebuie să vină ceva să spună, trezește-te. Trezește-te. Știți ce mi-ar plăcea mie să întâmple? Eu nu fac uh, apologie la nimic ce se întâmplă, v-am dat numai câteva exemple, dar vă spun punctul meu de vedere a ceea ce aș vrea eu să întâmple în ziua de astăzi. Aș vrea ca eu și cu tine și biserica noastră și familiile noastre și casele noastre să fim cei care să le spunem celor din jur, treziți-vă, aveți nevoie de Dumnezeu, aveți nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Și oamenii să vadă în mine și în tine, să vadă în noi niște oameni vii, niște oameni plini de putere, plini de autoritate duhovnicească, oameni ce reprezentăm pe Hristos. Cam asta ar trebui să fie. Când Hristos se va întoarce, să știți că se va întoarce după astfel de oameni. Ăia care tot dorm, se trezesc și iară dorm și iar se trezesc, se duc un kilometru, se întorc, se pun într-o direcție și în alta, este o problemă. Dar oamenii ce știu direcția, oamenii ce știu ce putere au, oamenii știu ce știu ce resurse au, oamenii aceia știu că trebuie în această lume de capcane să facă un al doilea pas, trebuie să se întoarcă la veghere. Spune Matei 26 cu 41, Matei 26 cu 41, Vegheați și. Și ce? Știți versetul ăsta? Haideți te că sunteți teologi aici la Emanuel. Vegheați și rugați-vă. Știu că din nou eu am de a fi așteptat să ni se facă desene, să ni se facă tot felul de acolade, să încercăm să pricepem tot felul de lucruri, pe când colo, viața de trezire, viața reală de întoarcere spre Dumnezeu, trebuie să aibă și această caracteristică. Nu numai că le-a schimbat direcția, dar ea este însoțită în pocăință de rugăciune. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și aici este o problemă. Spune cuvântul, Duhul în adevăr este cum? Este plin de râvnă. E ușor să condam pe cineva Până n-ai stat de vorbă cu el, e ușor să-i spui, o, oh, frate, dar ai făcut aia, n-ai făcut cealaltă, n-ai gândit așa, nu ai zis așa, și așa mai departe. Până ce încerci să stai de vorbă cu el și el îți spune, uite cu ce m-am confruntat săptămâna asta, uite ce nevoi, uite ce, ce necaz, uite ce suferințe. oh, și atunci îți dai seama că, de fapt, el a plâns mult mai mult ca tine în fața lui Dumnezeu și s-a rugat mult mai mult și a vrut mult mai mult. Duhul, în adevăr, este plin de dar carnea este neputincioasă. 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. 1 Corinteni 16. Vegheați! Imperativ la ce... Deci este, este așa de important dacă mi-a mărturisit dacă am trăit acel sentiment de zdrobire spirituală, dacă am trăit acel moment de întoarcere, dacă stau în genunchi sau dacă stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, vedeți cum vorbesc din imagini ce le am în minte despre rugăciune, nu? Poți să te numai să nu să stai neapărat în genunchi, nu facem acum teologia rugăciunii, dar mintea mea, care este mai aproape de ideea de rugăciune, zice... Vegheați, fiți tari, în credință. Fii stare în credință. Ce fel de credință ai? Ce fel de credință am? Ce fel de, de trăire am? Fiți oameni, fiți atenți! E așa de important versetul acesta. Spune, fiți tari în credință, te duce în nivelul acesta în care toți ne putem regăsi. O, oh, la nivelul credinței am auzit pe mulți, frate să ai credință, o, oh, biserică să fii plină de credință, avem nevoie de credință, vom fi prin credință, vom face prin credință. Perfect, perfect. Mai vezi că îngerul când i-a vorbit bisericii a spus, uite, eu aș vrea să văd că credința ta mai spune ceva. Și ce spune? Zice, credința ta te arată și ce ești și cine ești. Credința ta îți arată caracterul. Și aici e o problemă. Nu eu am scris, spune Pavel, fiți în credință, fiți oameni. Fiți oameni. Înțeleptul Solomon spune, nu te arăta nici prea neprihănit. Dar bă, frate, n-ai voie nici măcar, ai voie nici să nu fii neprihănit. Da, e adevărat. Nu trebuie să-mi arăți mie forme și să-mi arăți să arăs... Dar nici nu am nevoie să văd că tu, de fapt, n-ai niciun principiu. Și n-ai nici, niciun jalon și nu există nicio stare în această trezire, în această întoarcere la Dumnezeu. Ea trebuie să se întâmple, să vadă. Eu am auzit în media că au fost acolo tineri care au venit o anumită stare sau frați sau oameni din lume și după ce s-au rugat și după ce au plâns, s-au întors oameni schimbați. Aha, am scos porumbelul. S-au întors oameni. Oameni. Știți că pocăiți în ziua de astăzi cu capitolul ăsta stau cam slăbuți? Vorbesc de religioși, nu de pocăiți adevărați, de religios. Să fii om. Să fii om e lucru mare. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Nici nu mai are rost să mai zic nimic, rămân la atât. Expresia asta este suficientă. Cred că ne prăbușește pe toți. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Vorbe, gesturi, manifestări, ambiții, trăiri, jerfă, dedicare, slujbe, tot ce faceți. Observați că nu m-am dus deloc în afară. Eu n-am spus că am mers în afară. Bici îngerul n-a mers în afară. Îngerul când a vorbit, a vorbit celor din biserică. Celor care aveau nevoie de trezire, care aveau nevoie de întoarcere. Pentru că atunci când ai pocăință, și atunci când ai rugăciune, trebuie să apară neapărat acea treia caracteristică a trezirii sau a întoarcerii la Dumnezeu. Cuvântul. Cuvântul. Întoarcerea cuvânt și îmi permite această seară să mai spun și a patra, o aleg rapid și a patra caracteristică. Practica. Și merg împreună. Luca, în capitolul 4, versetul 4. Isus i-a răspuns. Ce i-a răspuns? Știi care va? Ce zice acolo? Bra, asta era. Thank you. Am crezut că suntem tentați. Foarte mulți suntem tentați să sărim direct la omul nu va trăi numai cu pâine ci cu orice cuvânt care este din gura Dumnezeu. O, oh, slavă Domnului, am fost la școală duminicală. Nu, no, no, știți ce îmi place mie acolo? Iisus i-a răspuns. Este scris. Trezirea, întoarcerea la Dumnezeu se produce, se întâmplă. Toate acestea se produc și se întâmplă sub autoritatea și în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu în invenția mea și nu cum eu percep și cum eu interpretez și cum eu văd cuvântul, pentru că avem atâtea interpretări, avem o hermeneutică și o exegeză așa de diferită. Nu, spune, este scris, Domnul sus spune, este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă a ajuns astăzi, după pocăința care o așupă, după rugăciunea care a înălțat-o, să-ți plagă cuvântul și să fii îndrăgostit de cuvânt, înseamnă că s-a produs trezire. S-a produs întoarcerea Dumnezeu. Dacă tu nu ai pus mâna pe cuvânt deloc și ești doar în, în, în câmpul și în tărâmul emoțiilor și în tărâmul uh, fanteziilor și a presupunerilor și a ceea ce poateți ți-ai dori, în această seară vrem să ne întoarcem la ceea ce Hristos ne cheamă prin Îngerul Bisericii care vorbește despre Sardes. Întoarceți-vă, întoarceți-vă la ceea ce ați primit. Știți ce îi spunea Pavel lui Timotei? Despre ce îi vorbea Pavel lui Timotei? o putea să-i vorbească Pavel de atâtea și atâtea lucruri, de atâtea taine și de atâtea stări și putea Pavel avea toată autoritatea. El avea autoritate. A avut parte de experiențe, a avut parte de tot ce ți-ai putea închipui. Și totuși Pavel îi spune lui Timotei, ai în vedere cuvântul lui Dumnezeu. Ține cuvântul lui Dumnezeu păstrează cuvântul lui Dumnezeu. Aduți aminte ce ai învățat și e foarte important al doilea principiu, aduți aminte cum ai primit, uitați proverbe, capitolul 30, versetul 5 și 6. Orice cuvânt al lui Dumnezeu, cum este? Nu trebuie să ne fie teamă, eu știu de ce avem noi teamă de ceea ce Dumnezeu declară. Deci că orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Caracterul meu, caracterul lui tale, trăirea Bisericii, modul în care suntem și manifestăm, toate acestea spune: orice cuvânt de Dumnezeu este încercat, el este un scut pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui. Dar nu spune ce nu este scris. Și nu scoate din ceea ce este scris. Ca să nu te pedepsească. Grele sentințe. Grele sentințe. Așadar, trezire sau ascultare, pocăință, veghere, cu rugăciune, mult cuvânt. Toate acestea trebuie să fie sub cele trei îndemnuri pe care Domnul ni le dă. În primul rând spune, aduți aminte cum ai primit, versetul 3. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști. Da? Nu spune nimeni că nu trebuie să fiu un om al cunoașterii, un om al, al, al pune la anumită cercetare și a vedea ce se întâmplă. Nu spune nimeni că este păcat. Dar trebuie să fie în această atitudine, aduți aminte, ține Ține la lucrul acesta, la ceea ce ai primit, la ceea ce a produs în tine viață, la ceea ce ți-a făcut viața ta neprihănită. În al doilea rând, spune, dacă ții la ceva, înseamnă că este ce? Valoros. Este ceva care va produce ceva bun în tine. Este ceva care îți va aduce beneficiu. Pocăința care se produce în tine este o transformare lăuntrică, dar este și o transformare exterioară. Țineți minte, principiul acesta, pocăința trebuie să se vadă și în afară, așa cum pretinzi tu cu o ai în interior. Și a doua caracteristică a pocăinței este că pocăința întotdeauna va avea conținut, adică nu lucruri simple și nu lucruri pieritoare și nu lucruri de pe o zi pe alta, va avea conținut de fi un om nu vreau să, să vă duc în minte în alte direcții, un om care ai cu adevărat de la Dumnezeu și ai direcție îmi place așa de mult și vreau să închei cu acest cuvânt. Dacă este vorba de trezire sau întoarcere la Dumnezeu, nu știu dacă a sesizat din titlul care l-am dat. Eu n-am pus niciodată diferența și tot mesajul care l-am adus n-a făcut nicio diferență în conștiința mea și în mintea mea și în teologia pe care o înțeleg. Pentru că, până la urma urmei, asta este modul în care percepe Dumnezeu învățătura care o ai în, în minte ca principii de bază de trăire pentru mine. Trezirea este întotdeauna o întoarcere mai puternică, mai pasională, mai plină de râvnă, mai bogată, mai însuflețită înspre Dumnezeu. Și întoarcerea aceasta la Dumnezeu Aduce pocăință, aduce lacrimi, aduce regret, aduce transformarea minții, transformarea inimii, aduce transformarea trupului. Atâtea mărturii care s-au produs vindecări. Oameni ce au fost vindecați, nu numai vindecați emoțional, dar au fost vindecați și fizic pentru că au scăpat de vicii. Eu cunosc atâția oameni care s-au întors la Domnul și viața lor trupească s-a schimbat. Viața cu Dumnezeu, întoarea Dumnezeu, vegheria prin pocăință și ancorarea în cuvânt, dorința după cuvânt, va aduce întotdeauna acest val al însuflețirii, al pasiunii, al trăirii înalte pentru Domnul. Nu te mai mulțumești doar cu niște scoici, te mulțumești și vei începe să rămânești mai mult și mai mult după cele mai alese lucruri. Și atunci suntem pe drumul trezirii, pe drumul întoarcerii spre Dumnezeu. Avem conținut, avem direcție, avem cu adevărat valoare. Știți ce îmi place ceea ce spune cuvântul lui Stațiu 4? totuși, și vrea să vă mângâiați cu lucrul acesta în încheiere, ai în Sardes, e adevărat, nu multe, nu multe, ar trebui să ne doară, ar trebui să începem să ne rugăm, ar trebui să ne unim rugăciune și când e vorba de rugăciune, eu nu cred că mai există granițe, în rugăciune să începem să cerem pentru cei dragi ai noștri, pentru cei nemântuiți ai noștri, pentru prietenii noștri, pentru cei cu care stăm de vorbă în fiecare zi. Să fie mai multe nume, spune, ai în sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și ei ce fac? Ei umblă împreună cu mine. Doamne, dă-ne onoarea aceasta, dă-ne harul acesta să fim treji, să fim întotdeauna în direcția corectă. Să ne întoarcem din toată inima, cu toată ființa, cu toată pasiunea, să ne rugăm, să ne căim, să fim vegători, să fim plini de cuvânt, să fim plini de duh, să fim dispuși și doritori după experiențe minunate împreună cu Dumnezeu. Ca să poată spune Domnul despre noi: Ei umblă împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt venici. Doamne, dă-ne această venicie, dă-ne acest har, ca în acest timp de trezire sau întoarcere la Dumnezeu. O, și eu mă rog în fiecare zi să fie asta. Eu mă rog ca acea experiență din universitate și din alte școli să nu fie doar pentru acum. Eu mă rog să ducă peste tot. Eu mă rog toate școlile laice să fie cuprinse. Eu mă rog să fie toate bisericile aprinse. mă rog să ridice o generație puternică astăzi care să ducă stindardul mântuirii până la capăt. Să arate oamenilor din lume că noi suntem oameni ai Lui Dumnezeu, care ne-am întors la Dumnezeu, care vegem, care stăm în comunicare cu El, avem ținută, avem manifestare, avem conținut, suntem cu adevărat ceea ce El ne-a chemat să fim. Și cred că în jurul nostru vom produce această stare de binecuvântare. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm înaintea Domnului. Aș vrea să concludem cu rugăciune. Nu știu care ți este viața ta spirituală. Nu știu în ce stadiu te regăsești, nu știu în ce manifestare, nu știu în ce simțământ, nu știu în ce emoție, teologie, nu știu lucrul acesta. Duhul Domnului știe. Dar alături de Duhul Dumnezeu ar trebui în această seară să știi și tu. Dacă cumva e tragedia mare și nu știi, sau nu știu, îi mulțumim Domnului că ne dă șansă astăzi, aici și acum, nouă celor din adunare, să venim la Dumnezeu. Să începem și noi să stăm înaintea Lui, să plângem înaintea Lui cu adevărat, să ne căim viața, să renunțăm la eurile noastre, să dorim să fim plini de El, să avem conținut, să avem ceea ce El ne cheamă, să avem cuvânt și se vadă noi chipul Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm din toată inima înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Că rugăciunea se va încheia, fratele păstor Arpi vine și mulțumește Domnului pentru seara seară. Amin.